Primarul Devei Florin Oancea, alături de alți reprezentanți ai municipalității, a susținut vineri o conferință de presă. Unul dintre punctele discutate în cadrul întâlnirii cu jurnaliștii a fost cel legat de asigurarea termoficării în unitățile de învățământ care erau racordate la rețeaua centralizată. Astfel, Florin Oancea a anunțat că la Arte termoficarea funcționează, iar la Transilvania și Sportiv problema se va rezolva în 2-3 săptămâni. În urmă cu aproximativ 10 zile s-a finalizat acest proces la Liceul de Arte Sigismund Toduță. Sunt trei corpuri de clădiri în care, cred că de mai bine de 10 zile, s-au finalizat lucrările. Deci, în toate cele trei corpuri de clădire există apă caldă și căldură. Probabil într-o săptămână maxim două se va finaliza acest proces la Colegiul Național Transilvania, fostul liceu auto, care are și Școala Generală numărul 3 din Dacia, în subordine. Același lucru se va întâmpla și la Liceul Sportiv și, bineînțeles, toate celelalte corpuri de clădire ale unităților de învățământ. În perioada următoare, 2-3 săptămâni, în această perioadă, se vor finaliza toate lucrările. Conform lui Florin Oancea, lucrările de introducere a centralelor termice pe gaz metan la Liceul Moisil vor fi finalizate până la sfârșitul lunii în curs, la fel ca și în alte imobile aflate în administrarea municipalității. Primarul reședinței de județ mai consideră că în această iarnă nici ceilalți deveni nu vor mai avea probleme cu apa caldă și căldura, așa cum se întâmpla când erau racordați la rețeaua centralizată. Lucrăm în paralel la blocurile sociale care sunt în proprietatea municipalității și la locuințele ANL. Situația de la Moisil, pentru că la precedenta conferință de presă spuneați că ei sunt cei mai întârziați. Și acolo au accelerat puțin ritmul, de fapt nu puțin, cât a putut de mult, și eu zic că la final de noiembrie putem să spunem că am depășit acest moment critic. Și de acum încolo, devenii nu vor mai avea niciodată problemă, sper ca pe perioada iernii să nu mai aibă apă caldă sau căldură. Mai mult decât atât, și când era un sistem centralizat, știți foarte bine că pe perioada verii, nu știu, luna august parcă era, perioada de revizii, o lună de zile, toți cei care erau în sistem centralizat nu aveau apă caldă, dar și pe perioada iernii, toți cei care au un sistem centralizat și-au dat seama și au suferit, pentru că au fost destul de multe avarii și până s-au remediat acele avarii, pe perioadă de 3 zile, de o săptămână, au rămas fără apă caldă și căldură. Florin Oancea crede că de acum înainte devenii vor plăti pentru termoficare atât cât consumă, iar la acest capitol i-a inclus și pe cei considerați vulnerabili, cărora prin Direcția de Asistență Socială li s-au acordat tichete în valoare de 2.500 de lei pentru achiziționarea de centrale termice. Acum, eu zic că problema se va rezolva și fiecare plătește atât cât consumă. Deci dacă vor căldură, vor avea căldură. Înainte, de multe ori, plăteau și n-aveau apă caldă și căldură. Ați dat și tichetele alea de... Exact. Acele vouchere de 2.500 de lei, toți cei care au depus solicitările la DAS au primit acele vouchere de 2.500 de lei și aici mă refer la toate persoanele cu venituri mici, persoanele considerate vulnerabile. Iarna trecută, termocentrala Mintia, care asigura termoficarea în regim centralizat în Deva, a avut mai multe sincope în activitate și a livrat apă caldă și căldură cu intermitențe. Mai mult, din data de 5 martie a acestui an, s-a oprit producerea de agent termic, iar pe 26 iulie termocentrala de la Mintia s-a închis complet.